Bună ziua! Astăzi ne aflăm în Codrești, județul Vrancea, în ferma domnului Florin Vătafu, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a împărtăși câteva experiențe cu produsele Timac. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în ferma noastră și totodată vă mulțumim pentru invitația de a povesti despre produsele noastre. Cum a început povestea fermei dumneavoastră? În ce an ați început? Și... Ferma a fost fondată de tatăl meu în 2006, dar eu mă ocup efectiv de activitate începând cu anul 2020, anul agricol 2019-2020. Din 2019 și până în prezent, care au fost confruntările cu care v-ați întâlnit în acești ani? Păi, având în vedere zona în care ne aflăm, cea mai mare provocare, așa cum știe toată lumea, a fost seceta întâlnită în 2020, apoi o secetă și mai cruntă în 2022 și lipsa de irigații în zonă. Am înțeles. Cu Timac, cum a început colaborarea și de cât timp lucrați? De când am venit eu în fermă, folosesc produsele Timac. La început în loturi de testare, iar după aceea am extins pe toată suprafața fermei. Ca și produse? Ce produse ați folosit? La început am folosit îngrășămintele complexe de la Timac, Euro Cereal, iar ușor-ușor am folosit și Gama Corona, am folosit și biostimulatorii Seactiv și toate au dat rezultate. Menționat de biostimulatorul Seactiv Vital, puteți să ne spuneți la ce cultură l-ați aplicat și în ce doză? La început a fost aplicat în cultura de rapiță, în doză de 3 litri pe hectar, făcând o treabă excelentă, acesta fiind aplicat și în anul 2021, când am avut precipitații, dar comparativ cu alte produse aplicate pe aceeași sol a făcut o treabă mai bună. Iar ulterior a fost aplicat și la cultura de grâu și la cultura de floarea soarelui. Ca și diferențe, ce puteți să ne spuneți? A fost aplicat anul trecut, în 2023, la cultura de floarea soarelui, spre exemplu, iar având în vedere seceta care a fost la noi în zonă, din punctul meu de vedere, producția a fost una foarte mulțumitoare. Și planta s-a comportat mai bine în trecând mai ușor peste stresul hidric din acea perioadă. Despre produsele Timac, le recomandați și altor fermieri din zonă? Da, eu aș recomanda produsele Timac, având în vedere modul lor de lucru cu asupra plantelor și având în vedere sporurile de producție pe care le obținem. Vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă doresc recolte cât mai bogate. Mulțumesc și eu.